Stimați telespectatori, iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, din nou vă salutăm în numele Domnului Iisus Hristos și vă spunem bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră și încă de la început și întotdeauna vă mulțumim pentru că ne permite să intrăm în casele dumneavoastră. Tocmai de la capătul celălalt al pământului, de peste ocean, din însorită Arizona, să putem să împărtășim cu dumneavoastră experiențe deosebite cu Dumnezeu, ale oamenilor credincioși, experiențe care dorim să vă îmbogățească din punct de vedere spiritual, să vă apropie mai mult de Dumnezeu, să vă dea un imbold și să vă ajute în zile de încercare, în zile de suferință, în zile în care credința dumneavoastră este încercată. În ziua de azi, în cadrul emisiunii noastre, ne bucurăm să avem împreună cu noi pe fratele pastor dr. Nelu Brie, om al lui Dumnezeu care slujește în Biserica Pentecostală din Sibiu, om al lui Dumnezeu care recent a primit o nouă responsabilitate pentru care folosim această ocazie ca să îl felicităm, rectorul Institutului Teologic Pentecostal din București. Dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze slujirea în Sibiu și slujirea în București. Îi spunem bun venit în studioul nostru la Happy Valley, Phoenix, Arizona. Ne bucurăm că și-a făcut timp și și-a pus timp deoparte ca să fie împreună cu noi, să împărtășească împreună cu noi în ziua de azi, după cum am vorbit în prealabil, câteva din experiențele dumnealui referitoare la călăuzirea primită din partea lui Dumnezeu, începând cu momentul dinainte de întoarcerea dumnealui la Dumnezeu, la credință, și apoi pe parcursul vieții de credință și de slujire. Vă reamintim, iubiți frați și surori și stimați telespectatori, că noi suntem oameni care îl luăm pe Dumnezeu pe cuvânt, îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt și credem într-o călăuzire divină și reală în viața noastră de credință. Noi nu cunoaștem un Dumnezeu distant, un Dumnezeu abstract, un Dumnezeu departe. Noi cunoaștem un Dumnezeu care se implică în modul cel mai real, în viața noastră cotidiană, în viața noastră de slujire, în viața noastră de fiecare zi. Și în ziua de azi, cu ajutorul lui Dumnezeu, așa după cum este natura emisiunii noastre, un om al lui Dumnezeu împărtășește cu noi acest aspect al vieții lui, respectiv călăuzirea. Frate pastor, încă o dată, bine ați venit, Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă ascultăm cu bucurie. Eu vă mulțumesc mult pentru invitația pe care mi-ați făcut-o de a participa la această emisiune și pentru onoarea pe care o am de a putea să mă adresez telespectatorilor emisiunii dumneavoastră. Pași prin credință. Așa este viața unui om al lui Dumnezeu, pași prin credință. Aș reafirma, așa cum și dumneavoastră ați spus, credința fermă, neclătinată în Dumnezeu, care este viu și care este implicat activ în viețile noastre. El lasă pași în timpul vieții noastre, în fiecare zi. Ceea ce se cere doar este să avem ochii deschiși și să vedem cum El lucrează. Sigur că problema călăuzirii, a îndrumării, este una dintre cele mai importante din viața unui om al lui Dumnezeu. Creștinii merg cu Dumnezeu, umblă cu Dumnezeu. M-am întors la Dumnezeu în anul 1991.
dintr-o familie de credincioși ortodoși. Mama mea s-a întors la credință ceva vreme înainte să mă întorc eu și fratele meu mai mic, urmând ca în 91 să mă întorc și eu la credință. Încă de la începutul întoarcerii la Domnul am învățat un adevăr. Frații care ne învățau atunci în acea biserică mică de la țară ne-au așezat în inimă acest adevăr. Adevărul este foarte simplu. Nici o hotărâre fără rugăciune. Nici o hotărâre fără rugăciune. Avem de luat decizii, mari sau mici, înainte de toate, cum era vorba noastră, punem înaintea Domnului. Ne rugăm. Ne rugăm. Și în rugăciunea noastră așteptam ca Dumnezeu să ne vorbească și să ne arate ce vrea El să facem. Am fost învățat și ulterior am descoperit profundul temei biblic al acestei învățături, că Dumnezeu vorbește oamenilor, că Dumnezeu are un plan al Lui, are o voie a Lui pentru noi, își dorește să ne conducă, are un drum pe care vrea să ne călăuzească și este gata să ne descopere această voie a Sa în măsura în care noi îl căutăm. Sigur că în ultimii, ce să zic, de când m-am întors la Domnul și până în prezent, sunt 23 de ani, multe experiențe au fost, experiențe în care Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a arătat ce trebuie să fac. Chiar înainte să mă botez în apă, la noi acolo, în începutul vieții de credință, a fost o atmosferă de mare trezire spirituală. Dumnezeu a întors la credință mulți oameni, a împărțit daruri ale Duhului, erau băieți și fete care, exact cum spune profetul Ioel, proroceau, vorbeau de la Duhul, de la Dumnezeu și ne duceam la rugăciune aproape zilnic, în zilele acelea de iarnă, toamnă, iarnă, când m-am întors la Dumnezeu. Și chiar din vremea aceea, asta a fost o altă componentă care a rămas ca o plăcută amintire acum, cineva ne-a dat ideea ca tot ceea ce ne vorbește Dumnezeu, fie că citim în Biblie, fie că ne rugăm în rugăciunea personală, fie că avem o prorocie, să scriem pe un caiet. Să scriem pe un caiet și asta să rămână așa o mărturie peste ani. Chiar câteva zile în urmă, înainte de a veni în Statele Unite, am răsfoit caietul acela și am fost atât de întărit sufletește să văd cum profeții rostite pe când aveam 18 ani se împlinesc acum. Mesaje pe care Dumnezeu mi le-a dat atunci au legătură directă cu ce se întâmplă în zilele acestea. Dacă nu erau notate nicăieri, se uitau, sigur, anilor și a evenimentelor, cine își mai aduce aminte de o profeție sau o călăuzire primită în urmă cu mulți ani. Să dau un exemplu doar. Multe mesaje au fost în această notă, dar rezum ideea. Erau mesaje de tipul, așa-ți vorbește Domnul. Umblă în smerenie cu Dumnezeu. Citește în Scriptură. Cere lui Dumnezeu înțelepciune. Că Dumnezeu are un plan mare de lucrare cu tine. Un așa mare plan încât mintea ta nu poate să conceapă acum ce are Dumnezeu un plan să lucreze cu tine. Oricât de multe vei gândi, nu poți concepe ce are Dumnezeu un plan să facă cu tine. Fii smerit, cere înțelepciune, citește Biblia. Asta a fost. Și îndemn înspre rugăciune și înspre post. Cum înțelegeam eu la vârsta aceea, mă gândeam, ce va face oare Dumnezeu? Precis îmi dă darul profeției. Să nu îmi dă că m-am gândit la asta. Sau poate că o să-mi dea, ce știu, ce dar, să, puterea de a face minuni. Nici asta nu îmi dă că m-am gândit și la asta. Va trebui să fie ceva la care nu m-am gândit. La care nu mă puteam gândi. Deci să nu mă mai gândesc. Era normal. Dar nu pentru vremea ispitei. De atunci... Nu rezistam ispitei. Cine a rezistat oare? Niciodată nu mi-a trecut prin minte că Dumnezeu mă va chema la lucrarea pe care o fac. De fapt, nici nu știam de asta. Dumnezeu să știa. Că vorbim de experiențe, aș marca o experiență pentru mine fundamentală, un punct de cotitură. Crescut și învățat în acest spirit și de oameni simpli, oameni de la țară, unii dintre ei nici nu știau să citească foarte bine, unii frați chiar au învățat să citească pe Biblie. Am înțeles că există și au existat
credincioși care nu știau să citească în altă parte decât în Biblie sau nu erau interesați, pentru că au învățat pe Biblie și nu erau interesați în alt vocabular. Au fost oameni simpli de la țară, dar care s-au întors cu toată inima la Dumnezeu și au trăit în frică de Dumnezeu. Peste ei a venit o înțelepciune care este dată de Duhul lui Dumnezeu și care vine de sus și care nu neapărat ține de educație, deși cine ar disprețui educația? Nu? Totuși sunt profesor. Nici nu vorbim de așa ceva, dar sunt două categorii totuși. O înțelepciune care vine de la Dumnezeu, este darul lui și pe care noi mai cizelăm cu educația, care are și ea, sigur, componența și importanță fundamentală. Spuneam că atunci, în anii aceia, s-a sădit în inimă o convingere. Dumnezeu are un plan și ca să îl cunoști, trebuie să te rogi și apoi trebuie să asculți. La scurtă vreme am simțit chemarea de a merge la Institutul Teologic Pentecostal din București. Terminasem liceu, era întrebarea unde mă voi duce, ce voi face, ce școală voi face. Am simțit, deși eram cu totul dedicat în anii de dinainte pentru a face facultatea de matematică sau ceva în categoria asta științelor exacte, însă Dumnezeu a răsturnat totul prin niște intervenții, prin niște mesaje primite de la el, printr-o tulburare a inimii, un întreg complex de circumstanțe pe care abia acum, sau să zic în anii care au trecut, l-am înțeles. Atunci nu le-am înțeles, nu știam ce se întâmplă. Dar Dumnezeu punea piesă cu piesă pe masă tot ce trebuia pus ca să facă ansamblu. Așa, în 92 octombrie, am început Institutul Teologic Pentecostal în București. Anii de studenție au trecut repede și acum, ajuns în anul 4, aveam o întrebare grea. Ce vrea Dumnezeu cu mine de aici înainte? Dacă El m-a adus până în acest punct, are un plan cu mine. M-am rugat, am studiat, mi-am făcut datoria, exact. Mă apropii de final, de absolvire. Acum ce vrea cu ce mine? Ce urmează? Începusem să călătoresc, găsisem trecere în ochii fraților, a bisericilor și deja erau conturate mai multe direcții, dintre care două erau mai însemnate, așa le socoteam eu. Cea din Sibiu, Biserica Emanuel din Sibiu și o biserică din județul Cluj, spun doar atât acum, aici, o biserică din județul Cluj. Ambele erau posibilități reale și consistente pentru slujire. Eu am știut că Dumnezeu mă vrea doar într-un singur loc, nu în două. Trebuie să mă rog, am intrat în rugăciune, am intrat în post și am așteptat ca Dumnezeu să-mi vorbească. Tot în acea perioadă aveam niște, le-a zice eu, nu știu, ambiții tinerești, așa, îmi doream să fac un foc în inimă, să realizez, să devin, eficient în lucrare, cum înțelegeam eu lucrurile atunci. Ba, mă gândeam să merg să fac școală, nu știu unde, și multe aveam în minte. Și lucrurile să se petreacă repede. Totul. În tinerețe, repede. N-ai timp. Nu mi-am dat seama că inima mea a început să fie infectată de o ambiție lumească rea. N-am realizat asta. Doream să fac lucrarea lui Dumnezeu, dar motivațiile erau amestecate cu ambiție omenească. Dumnezeu a văzut asta. Și atunci a început să mă oprească. Și m-a oprit cu necazuri care au venit, unul după altul. Și în suferință, boală trupească, și în relații, și în planuri. Dumnezeu avea un plan mai bun decât ambițiile mele. Cu o întrebare care mă tulbura foarte tare, întrebarea de ce? De ce mi se întâmplă ce mi se întâmplă? Și cu rugăciunea, care este, Doamne, voia și planul Tău cu privire la mine? Am ajuns în mai 96 la o conferință, din șirul conferințelor organizate la Oradea, conferințe pentru tineret, vremea aceea era organizată de SPMCR. Acolo, un frate, un pastor englez cu numele Ian Green, printre alți vorbitori invitați la conferință, a avut și el niște mesaje. În timpul uneia dintre mesajul pe care l-a rostit,
a avut cuvinte profetice pentru cei din sală. Pentru mai mulți. M-am rugat și eu atunci. Doamne, vorbește-mi și mie. El era efectiv pe scenă, la pupitru, și așa cum vorbim noi, se adresa oamenilor din sală. Ție așa-ți vorbește Domnul, ție așa-ți vorbește Domnul. Era prima dată când eu vedeam acest gen de manifestare a darului profetic. S-a uitat la mine și m-a fixat așa cu privirea și mi-a spus: te întrebi de ce? Te întrebi de ce? Pentru că ești în mâna lui Dumnezeu cum este lutul în mâna unui olar. Dumnezeu are un plan mare pentru tine și din lutul vieții tale vrea să facă un vas prin care să-și proslăvească numele. Lucrează pe roată la vas și când vasul este modelat și numai depus pentru uscat, totul cade jos, se năruie. Pentru că în lut sunt bule de aer. Și bulele de aer sunt petele de mândrie pe care le ai. Când eu am auzit, am zis: asta nu e adevărat. Eu n-am mândrie. Asta nu e adevărat. Primul semn că mândria era acolo, că era acolo, e faptul că ai refuzat să accepti ideea. Următorul gând a fost: și dar dacă e așa? Am zis: Doamne, Tu mă cunoști. Arată-mi. Ca și cum niște fotografii, ca niște diapozitive, secvențe din trecut, îmi veneau în memorie. Dar unul după altul, clișee. Cu viteză uluitoare și cu scene din trecut. Cu o întrebare. De ce ai făcut asta? Te-ai dus acolo, te-ai pregătit să predici și ai predicat. De ce ai făcut asta? Nu găseam alt cuvânt decât pentru că-s mândru. Ai făcut o dărnicie. De ce ai făcut? Care este motivația ta? Găseam în cele mai nobile acțiuni ale mele bulele de aer. Bulele de aer. Mi-a fost atât de rușine. De fapt, asta era convingerea pe care o făcea Duhul Sfânt. Între timp, profeția continua, că asta erau în interior, așa, oglindirea, nu? Făcută de Dumnezeu. Mesajul a continuat zicând: Dumnezeu nu renunță să facă vasul. Și atunci ia lutul acela cu bulele de aer în mână și îl trântește de roată. Ca să iasă. Să iasă aerul afară. Să iasă aerul. Și încă o dată, și încă o dată. O aerisire a lutului. Când spunea Ian Green și dă cu el de roată, eu retrăia memoria încercărilor. Mesajul a continuat zicând: Dumnezeu va duce la îndeplinire ce a început. Și s-a încheiat foarte interesant. A spus așa: îl întreb pe Dumnezeu unde să te duci. Când eu mă voi opri, a spus profetul, Duhul Sfânt îți va vorbi ție direct. Să asculți și să te duci. Așa a încheiat. El s-a oprit din coșul pieptului. O voce, eu uneori când mi-ascult gândurile, sunt aici. Nu aici. Nu aici. De aici, o voce din Duhul meu: du-te la Sibiu, acolo vreau să-mi slujești. Intens, convingător, străin de gândurile mele, atât de convingător încât pentru mine a fost clar. Asta este de la Dumnezeu. Omenește, oarecum, inițial erai mai tentat înspre Cluj decât înspre Sibiu? Absolut. Sau... Despre Sibiu nu cunoșteam. Înspre Cluj aveam legături foarte strânse. Magneții care... erau acolo. Absolut. Relațiile erau acolo, magneții erau acolo. Perspectivele arătau mult mai luminos decât așa. Acum aveam o problemă. Merg eu la Sibiu. Dar erau lângă mine câțiva prieteni din Sibiu. Ce vor zice oamenii ăștia că li se duce un păstor cu mândrie? Nu-mi trecuse. La un moment dat, după ce profețiile au fost, sau mesajele celelalte au fost sfârșite... deci colegii erau de față? Câțiva. Când ați primit mesajul. Descoperirea. Exact. Aici ai procesul de umilință. Aici a fost.
Ian Green s-a uitat ulterior și a spus, mesajul cu tare pentru cu tare, iar în dreptul meu a spus, mesajul a fost pentru tânărul cu cămașă verde în carouri. Ții minte că îl traducea Adi Gallagher. Așa. Așa era cămașa mea. În momentul acela, de Cornel s-a întâmplat ceva, n-am auzit că cineva ar mai fi pățit ce mi s-a întâmplat mie. Cineva din spatele meu, cu o cămașă exact ca a mea, s-a ridicat în picioare și a spus, mărturisesc, cuvântul este de la Dumnezeu, este pentru mine, mulțumesc lui Dumnezeu. Și s-a pus jos. Deci mai era o persoană? M-am întors, i-am văzut cămașa, m-am uitat la mea și atunci am căzut în mine. Asta nu e de la Domnul. De unde e vocea? Pentru mine. De unde e vocea aia? Lui a profeții, nu mie. Păi cum mă duc eu așa la Sibiu? E în joc viitorul meu. Ce fac în situația asta? Mi-a venit un gând. Aveam 21 de ani. Mi-a venit un gând. A zis, Doamne, Tu știi. Mi-am predat viața. Îți aparțin. Faci ce vrei cu mine. Dar te rog frumos, nu mă lăsa în confuzie. Dacă Ian Green este omul tău, dacă vocea aceea pe care am auzit-o este a ta, dacă planul tău pentru mine este să slujesc în Sibiu, pun un semn acum. Trimite-l pe Ian Green la mine. Eu nu o să mă mișc de aici. Trimite-l la mine. Vreau să vină și să-mi spună, Duhul Sfânt ți-a vorbit, du-te unde te-a trimis. Nici buzele nu mi le-a mișcat. Când mi-a venit în minte, da, dacă mă citești un duh străin, erau de ale mele, da, la vârsta aceea. Nu m-am gândit rugăciunea și am așteptat. Între timp, în față, era făcută rugăciune pentru cei care cereau rugăciune la altar. Profetul s-a tresărit. Eu urmăream cu privirea. A tresărit, m-a căutat din priviri. Știu că eram în picioare. L-am văzut cum l-a luat pe Adi Gallagher de mână și s-a împins printre oameni să vină spre mine. Am zis, știu că pe mine mă caută, că am văzut din ochi. M-am tras la colțul rândului, măcar atât asta, nu? M-am tras la colțul rândului. M-a îmbrățișat și mi-a spus exact vorbele mele. Duhul Sfânt ți-a vorbit, du-te unde te-a trimis. Extraordinar. N-am mai putut să stau în sală. Am ieșit afară, după o bancă, într-un parc, în Felix, era sfârșit de mai. Am plâns și m-am rugat. M-am pocăit de toată mândria pe care am avut-o și de care nu știam. Și am luat decizia. Merg la Sibiu. În 96, începutul lunii septembrie, 8 septembrie, am fost ordinat ca pastor. Nu eram căsătorit. Așa erau atunci vremurile, nici mărturisire de credință și organizarea cultului pentecostal nu cerea, nu condiționa căsătoria pentru ordinare. Și am început slujirea. Au trecut de atunci 18 ani. Toți acești ani reprezintă tot atâtea, fiecare zi, tot atâtea confirmări că atunci Dumnezeu mi-a vorbit. Susținerea lui în cursul timpului, dar și testele după aceea. Eu îmi doream foarte mult să fiu profesor. Tare mult îmi doream. Era visul meu, simțeam asta, că arătea ceva în mine. Și după ce mi-a vorbit Dumnezeu așa, și asta ar fi o prelungire a acestei experiențe, după ce mi-a vorbit așa, nici am apucat să mă mut la Sibiu. Au avut loc examenele de sfârșitul lunii iunie, de fapt începutul lui iunie, dar la nicio lună după asta au fost examenele de absolvire, am graduat și la sfârșit rectorul institutului, profesorul Șandru, m-a invitat la o discuție. Interesant a fost că am avut un semn, un avertisment. Ai grijă că vei fi pus în fața unei decizii și nu trebuie să spui da. Așa a fost o profeție.
Asta este și, v-ați întrebat de experiențe. Da, astea sunt experiențele mele. Asta sunt experiențele mele cu Dumnezeu. Profesorul Șandru mi-a spus atunci, Nelu, era așa apropiat și cald, am văzut rezultatele tale la școală, avem o propunere. Îți propunem să rămâi cadru didactic la institut, noi vrem să investim în educația ta, ne dorim să te duci în Statele Unite la școală, să te pregătești și să fii aici cu noi. Propunere de dorit? Palmă pe obraz a fost. De dorit și în același timp palmă. Cine n-ar fi avut un astfel de vis pe vremea aceea? Frate Trandafir, vă mulțumesc pentru încredere. Dar știți, eu am promis bisericii din Sibiu că merg acolo păstor. Cum mai mi-întorc eu cuvântul înapoi? Vă rog, lăsați-mă să mă gândesc. Bine, te gândești până de seară. Deci câteva ore de gândire și de rugăciune. Prima dată m-am dus la telefon. Am sunat pe pastorul Tirla, Iosif. Frate Iosif, iată ce mi se întâmplă. Sunt legat de promisiunea pe care v-am făcut-o. Ce spuneți? Fratele Iosif, om cu minte, așa. A spus, Nelu, pentru mine este clar că ce se oferă acolo e mai bine decât putem noi să-ți oferim. Din partea noastră ești liber să decizi ce vrei tu. Dar am o rugăminte. Dacă hotărăști cumva să rămâi la București, am rugămintea să vii tu în Sibiu. Frații deja au votat venirea ta și să-l explici. Că pentru mine e o situație neplăcută așa. Oh, asta și mai tare a fost palma pe partea cealaltă. Pe partea cealaltă. Asta m-a adus drept, cum vine, știi? Am mers la fratele Trandafir în birou. Mi-a zis, Nelu, tu ești chemat să fii profesor, nu păstor. A încercat să mă convingă. Și dar fii atent, asta e o ocazie unică în viață. Altă. Da, frate, dar am promis. Psalmul 15, la care el îmi spune o vorbă, care pentru mine a fost de la Duhul Sfânt. Atunci, a zis așa. Să știi că morile lui Dumnezeu macină încet. Să știi că morile lui Dumnezeu macină încet. În mintea mea vorba aceea a fost, atunci a fost așa un mesaj. Vei ajunge la școala asta. Dar morile lui Dumnezeu macină încet. Du-te unde ți-am spus. La vremea asta. La vreme potrivită vei fi aici. Și acum, extraordinar. Ce să spun? În noaptea următoare a fost un vis. Eu dorm noaptea, nu visez. Foarte rar visez. Ca și cei mai mulți foarte oameni. Rar. Da. Vorba lui, mai visăm, cât să visăm, nu? Dar vorba lui Einstein a zis, nu renunța la visele tale, continuă somnul. Ei, noaptea aceea, următoare sau următoare memoria, acum spun exact când, dar oricum în acea secvență de timp, a fost un vis. Un vis în care eram în căutare. Eu fugeam înspre ceva, știam că merg înspre drumul vieții mele și îmi doream mult să... Era misiunea, asta era misiunea mea. Alergam undeva înspre o țintă și aia era misiunea mea. După mine alergau doi copii în vis. Visul acesta nu l-am povestit decât, acum m-ați provocat, îl spun în public. Da. E o ocazie potrivită. E o ocazie potrivită, împărtășiți experiența a voi. După mine alergau doi copii. Ambii aveau nevoie de mine. Eu fugeam de ei spre misiunea mea. Dar la un moment dat m-am oprit. Trec peste detalii gen că era în satul nostru, că visăm cu noțiunile noastre, nu da. Cu ce să visăm, cu noțiunile noastre. Găsim și în Scriptură asta. La un moment dat m-am oprit din alergare, înțelegând că degeaba merg eu înainte, că am nevoie de unealtă. Și fără acea unealtă nu pot să-mi îndeplinesc misiunea. M-am oprit și m-am întors.
În momentul acela, copilul mai mare m-a ajuns și mi-a dat mâna. Eu l-am salutat și el mi-a dat mâna. În vis mi-a întins mâna așa. Cu degetele așa. Ajuns. Am uitat la el și am spus, nu ți-e rușine? Cine te-a învățat să te porți așa? Peste câteva luni a fost dialogul dintre mine și niște oameni. În urmă, a apărut un copil mai mic, al doilea. Era transpirat. Mi s-a întipărit în memorie cum prin tricou de pe el transpirația se făcuse în sare. Mi-a fost așa de milă de el. L-am luat în brațe. Când l-am luat în brațe, în mâna lui avea ce căutam eu. Era acea unealtă de care eu aveam nevoie și era în mâna copilului. Acesta a fost visul. Am știut că este biserica din Sibiu. Și am știut că unelta este experiența pastorală și formarea pastorală. Tot atunci, în vis, a fost un cuvânt de la Dumnezeu. Ce ți-am cerut să faci, să faci? Va veni vremea când unelta din mâna copilului te va ajuta pentru drumul mai înainte. Au mai fost detalii pe care nu-mi permit să le spun. Unele dintre ele s-au întâmplat chiar cu așezarea în slujba de rector. Toate acestea se întâmplau când aveam vârsta de 21 de ani. Iar în acest vis sunt așezate și alte repere pe care le așteptăm. Și credem că Dumnezeu care promite duce la îndeplinire. Ultimii 20 de ani, 18 ani, confirmă. Ca să spun legat de școală, spre exemplu, vreau să fac școală. Mergând în Sibiu, Dumnezeu a văzut nevoia. Lângă biserica noastră este casa profesorului Klein. Profesor care m-a ajutat să fac doctorat. A fost profesorul meu de doctorat. Un cent nu m-a costat. Am întrebat de taxe. Profesorul mi-a spus, domnul Ibrie este pentru împărăția lui Dumnezeu. Nimic. Până la ultimul examen. Și asta e intervenție de la Dumnezeu. De la Dumnezeu. Unelta. Acolo găsești. Acolo găsești. Asta a fost. Și atâtea altele care se leagă de acest complex de experiențe. Călăuzire. Pe parcursul istorisirii ați atins două concepte la care, într-o paranteză, aș dori să zăbovim puțin, crezând că o să ajutăm pe cei care ne urmăresc, poate tinerii slujitori, poate alții care se pregătesc pentru slujire sau orice credincios de rând. Prima noțiune, rugăciune înainte de luarea unei decizii. Rugăciunea înainte de luarea unei decizii presupune lupta spirituală care este reală în luarea deciziei respective. În rugăciune omul recunoaște că la fiecare decizie sunt cel puțin două forțe care se luptă. Duhul care îl cheamă pe om înspre voia lui Dumnezeu și poate firea pământească, dorințele, ambițiile sau chiar diavolul care poate să-l tragă pe un om într-o altă parte. Rugăciunea are menirea de a-l călăuzi, a-l inspira, a-l îndrepta pe om înspre o alegere aliniată cu voia lui Dumnezeu. Absolut, putem să absolut. Dezvoltăm acest concept puțin. Nici o hotărâre fără rugăciune. Cu aceeași tărie și prospețime cred acest adevăr ca și atunci când aveam 18 ani. Când m-am întors la credință. În timp i-am găsit reazămul teologic, fundamentele și în scriptură și în experiențele altora a oamenilor Dumnezeu, în generațiile trecute. Nici o hotărâre fără rugăciune. Când ne rugăm, Dumnezeu ne limpezește mintea. Când ne rugăm, se întâmplă o minune. Facem liniște,
Nu cu rugăciunea îl convingem pe Dumnezeu să ne vorbească. Că el oricum, el vorbește când într-un fel, când în altul. Omul nu ia seama. Prin rugăciune ne acordăm pe frecvența lui Dumnezeu. Când ne rugăm, experimentăm înțelepciune, lepădare de sine, primim putere să renunțăm sau să pășim prin credință într-un necunoscut, să refuzăm o ofertă care pare salvatoare și că încolo este o ispită, e cu cal troian. E o capcană. E o capcană. Deci asta este. Eu cred cu toată inima și asta găsesc în Biblie. Creștinii, copiii lui Dumnezeu, când se găsesc în fața deciziilor, trebuie să se roage. N-ar trebui să începem, n-ar trebui să ne hotărâm să facem o școală fără să ne rugăm. N-ar trebui să decidem schimbarea domiciliului fără să ne rugăm. N-ar trebui să accept un loc de muncă fără să mă rog. N-ar trebui să nici să pornesc într-o călătorie, cum am făcut călătoria în America, fără să mă rog. E o lună din viața mea. Eu nu vreau să trăiesc independent de Dumnezeu. Dacă vrei, Doamne, să fac această călătorie, așează-mi în inimă și deschide ușa. Dacă nu, oprește-mă. Sau schimbarea locului de muncă, sau schimbarea pasul căsătoriei. Vânzarea casei, sau cumpărarea altea, intrarea într-o afacere, într-un business care pare salvator. Omori deci, sărăcia cu afacerea asta. Începem cu deciziile cele mai mari și cele mai importante, toate, și ajunge până la deciziile mai mărunte, mai neînsemnate, unde simțim că se dă o luptă spirituală și unde simțim că e nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu, că s-ar putea să fie lucruri care inițial nu le băgăm în seamă, nu ne pare importante, nu au mare valoare în ochii noștri de moment, dar o decizie mică s-ar putea să ne ducă într-o direcție greșită. Așa este. Ce să mai vorbim de căsătorie? Aici cred că e lupta celor mai mulți tineri. Văd cum atât de ușor și de superficial cei din generația tinerilor de acum se aruncă în tot felul de relații romantice. Și după ce au reușit să intre bine în relația aceea, se întreabă care e planul lui Dumnezeu, dacă se mai întreabă. Ei nu mai aud ce le spune Dumnezeu, din cauza că deja ei știu ce ar trebui să le spune Dumnezeu. Deci, gălăgia interioară este atât de mare încât toată truda de a găsi voia lui Dumnezeu, și asta este o mare cursă, nu e altceva decât documentul hotărârii este scris până semnat, aprobat Dumnezeu, dar nu-i pusă semnătura. Și prin rugăciunea mea mă duc cu documentul la Dumnezeu, pune ca să-l semneze. Ca să-l semneze. Eu știu ce am de făcut. Doar dă-ți aprobarea. Deci omul a luat hotărârea în inima lui înainte, intrând în relație, rămânând în relația respectivă, fără acceptul și voia lui Dumnezeu, și de-abia în final omul are nevoie de ștampila lui Dumnezeu. Sigur. Mai este un aspect. Totuși nu trebuie să banalizăm lucrurile și nici să le ducem spre ridicol. Eu am întâlnit extreme de genul vino te rog cu mine, aș vrea să vizităm împreună un bolnav la spital. La care celălalt a spus, știi, întâi să văd ce vrea Domnul, vreau să mă rog. Genul ăsta de abordare nu este în spiritul Scripturii. Adică sunt lucruri pe care Dumnezeu ni le-a poruncit. Și nu trebuie să punem așa problema, știi, întâi să văd ce fac, cum fac, nu vin în lucrarea aceasta spirituală, pentru că vreau eu întâi să pun înaintea lui Dumnezeu. Am impresia că uneori genul ăsta de gândire maschează reaua voință, îmbrăcându-o așa într-o haină care se pretinde a fi spirituală. Poate chiar acela. Lenia. Sau lenia, sau altele. Cumva, cred într-un echilibru sănătos. Ca și credinciosul care ar merge până acolo încât să spună duminică dimineața vreau să trag la sort să văd dacă e voia Domnului să merg la biserică astăzi. Procesul creșterii spirituale
trebuie să ne aducă în stadiul în care să nu mai fie nevoie să fim luați de mână precum un copil de vârsta grădiniței și dus pe trotuar. Trebuie să ajungem la acea stare în care să putem trece singur strada, călăuziți în interiorul nostru de Duhul, inspirați în rugăciunea noastră de zi, în dimineață, și ne rugăm, citind în Scriptură, căpătăm acea înțelepciune a lui Dumnezeu și ajungem în acel stadiu în care, despre care vorbește Ioan. Ungerea lui Dumnezeu care este în voi, vă învață ce să faceți. Acolo, cred că trebuie să, spre asta trebuie să tindem. Iar când apar situații în care e necesară intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu, că noi nu putem vedea după colț. Nu știm ce e acolo. Dumnezeu să știe. În aceste situații, miraculoase, el intervine. Și intervine cu un vis de noapte, intervine cu un cuvânt profetic, intervine cu un sfat, intervine cu un ecaz, cu o circumstanță, cumva ne vorbește. Și nu ne lasă să greșim. Și nu în puține cazuri, cred că în momentul în care un om al lui Dumnezeu este într-o stare de impas sau într-o luptă lăutrică cu privire la o hotărâre care urmează să o ia sau o circunstanță în care se găsește, nu sunt puține cazurile în care Dumnezeu poate și chiar vorbește cuiva din altă parte, din altă localitate și printr-un telefon sau un alt mijloc de comunicare primește semnalul, cuvântul profetic, descoperirea care îl salvează pe omul lui Dumnezeu din impas. E posibil? Ați trăit vreodată o astfel de experiență? Nu știu de ce mă întrebați, că îmi spuneam în mine să nu spun. Cred că e de la Dumnezeu ca să împărtășiți, ajungând la capitolul rugăciune și călăuzire. Apoi, dacă anul, avem timp, ne oprim și la al doilea aspect. Anul acesta a fost un an greu pentru mine. Un an cu decizii grele și cu schimbări majore. S-au întâmplat circumstanțele în evoluția școlii noastre, că a fost nevoie să fie făcute alegeri pentru rector, pentru ocupare funcției de rector. Trecând peste circumstanțe pe care nu le vorbim în acest context, mi s-a cerut să depun candidatura. Primul meu răspuns a fost nu. Unu ferm. Nu am nici jumătate de an de când am preluat responsabilitatea de păstor principal în Biserica Emanuel în Sibiu. Vă amintiți discuțiile noastre de anul trecut? Așa. Nu vi se părea tocmai oportună deschiderea unei uși noi? Ce va spune, m-am gândit, ce va spune comunitatea, biserica, cum, frate păstor? Câteva luni și te-ai răzgândit când ți-a vorbit Dumnezeu? Prima dată sau a doua oară? Ce e aici? Am spus nu. Și am gândit o soluție, pe care soluție am promovat-o cât m-au ținut puterile, între colegi și la nivelul conducerii bisericii, a cultului pentecostal. M-am rugat, soluția pe care noi am avut-o în vedere este, punctul meu de vedere, o soluție bună, dar n-a fost socotită cea mai bună. Și mi s-a întors înapoi. Nu, noi așteptăm un răspuns. Atunci am spus, Doamne, planurile tale cu mine îți sunt cunoscute. Cine sunt eu să-mi iau dreptul de a-mi face singura agenda? Îmi pun viața în mâna ta, vorbește. Nu mă voi duce la profet. Dacă ar trebui să merg și nu mă duc, să mă ierți. Dar eu nu mă duc. Nu mă duc. Dacă doresc să-mi vorbești așa, binevoiește să mă pui într-o situație și într-o circumstanță în care să fie evident că asta este voia ta. Cu probleme legate de păstorirea bisericii din Sibiu, împreună cu un grup de colegi în slujbă, am ajuns în Piatra Neamț.
A fost slujba la biserică, fratele pastor Liviu Axinte, și la sfârșit, o femeie din Ardeal a primit misiune să meargă în Piatra Neamț și să se întâlnească cu mine. M-a oprit și mi-a spus, frate Nelu, am mai vorbit noi odată, dar am și uitat când, la telefon, dar acum ne vedem prima dată. Am un mesaj de la Dumnezeu. A început să zică ceva și când mi-am dat seama ce are de spus, am rugat-o să se oprească. I-am cerut permisiunea să vină martori la discuție, fratele pastor Petru Moroșan, pe care îl cunoașteți, a fost acolo, Liviu Axinte a apărut cel ulterior, da, sunt prietenii noștri și colegii noștri de slujire. Da, ei cunoaște. Ei vă pot confirma autenticitatea acestei experiențe. Mesajul a fost așa. Domnul mi-a descoperit în fața ta să vedea o temelie. Ca o temelie de casă. Temelie de casă pe care erau așezate lucrările la care Dumnezeu te-a chemat. Sarcinile pe care ți le-a pus. Acea temelie am înțeles că este altarul slujirii. Acum de la Dumnezeu pe altarul slujirii se vedea cum se cobora o lucrare nouă, mare și grea, pe care tu nu voiai să o primești. Te împotriveai până la neascultare. Nu, nu, nu. Dumnezeu a spus să nu zici nu. Este planul meu și nu căuta să încălcești lucrurile cu soluțiile mele. Lasă-le cum Dumnezeu le pregătește. În această lucrare, a continuat, pentru tine nu vor fi beneficii. Este altarul slujirii. Beneficii vor fi însă pentru oamenii prinși cu tine în această lucrare. Pentru tine vor fi poveri. Însă, în timp, în pauză vă pun exact cam pe telefonul mobil, înregistrat mesaj, în timp, vei vedea rezultat și te vei bucura și vei ști pe atunci că acesta a fost planul lui Dumnezeu. Asta a fost mesajul. Deci un moment critic în viață în care ați cerut de la Dumnezeu El să trimită acum e 17 noiembrie, asta a fost pe 12 septembrie. Ce minunat că Dumnezeu are rob și roabe pretutindeni pe care îi folosește ca să vorbească. Noi vorbim de un Dumnezeu viu. Dacă El a făcut un plan cu noi și l-a făcut, dacă Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre și a murit și a înviat din morți, e viu. Eu văd prezent în jurul nostru. Adică mergem cu El. Trăim împreună cu El. N-avem voie să ne facem singure agenda. Trebuie să ascultăm. Pentru că eu atunci am mai înțeles un lucru. Dacă acum împotrivesc, deși o să-mi fie greu și slujirea de la Sibiu și cea de la institut, nu știu cum o să mă împart, deja după 2 luni de zile mă simt obosit, epuizat. Nu va fi ușor. Dar am zis în mine un lucru. Dacă refuz să ascult, Dumnezeu mi-a și binecuvântarea pe care mi-a dat-o în ce fac acum. Următorii pași nu știu. Aștept. Nici nu trebuie să-i știm pe toți. Am învățat mulți ani în urmă și cred că e de la Dumnezeu învățătura. Noi suntem ca soldații în război și Dumnezeu e generalul. Generalul nu trebuie să raporteze la soldat toată strategia de război. Soldatul primește pasul următor care l-are de făcut. Ce ne așteaptă peste o lună sau peste 10 ani, asta știe Dumnezeu. Și ce interesant e că generalul știe că aceste trupe care intervin mor. Soldații nu știu. Dar generalul știe. Ăștia care pleacă acolo sunt de sacrificiu. Trebuie să ne oprim aici. Timpul ne presează. Vă mulțumim încă o dată pentru participare, pentru că v-ați făcut timp să stați de vorbă împreună cu noi și să depănați anumite amintiri adevărate din experiența dumneavoastră cu Dumnezeu și din felul în care Dumnezeu v-a călăuzit pe parcursul vieții. Mulțumim acestui Dumnezeu care
ne poartă de grijă, ne poartă în carul lui de biruință și este alături de noi în fiecare zi, în fiecare pas al credinței pe această cărare a mântuirii. Stimați telespectatori, vă mulțumim încă o dată că ați fost împreună cu noi și ne-ați permis să intrăm în casele dumneavoastră. Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră, peste familiile dumneavoastră, binecuvântările cerului și ale pământului să fie revărsate din belșug peste